Obiectivul proiectului constă în măsurarea și înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România, case și terenuri în sistemul integrat de cadastru și publicitate. Secretarul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industria Alimentară și Servicii Specifice din cadrul Camerei Deputaților, Dan Ciocan, spune că întâlnirea cu președintele ANCPI, Radu Codruț Ștefănescu, a fost una extrem de utilă. Cadastrarea gratuită a caselor și terenurilor din România reprezintă cel mai mare proiect de acest gen din ultimii 150 de ani. Domnul Ștefănescu chiar a prezentat o situație reală și obiectivă și e un om care chiar se ocupă cu multă cuvinte pentru duterea Potrivit unei statistici a Oficiului Județean de Cadastru, aproape jumătate din numărul total de imobile înregistrate sistematic la nivelul județului nostru au beneficiat de cărți funciare în cadrul acestui program național. În 5 comune din Olt, Valea Mare, Iancujianu, Brebeni, Vișina Nouă și Vișina, oamenii beneficiază deja de cărți funciare pentru toate terenurile și clădirile. De asemenea, în alte 97 de localități, primăriile au semnat contracte de prestări servicii pentru efectuarea de cărți funciare pentru terenurile extravilane. Toate aceste activități derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară situează județul Olt pe primul loc la nivel național.